Bună dimineața, bun găsit, dragii mei! Este vineri, așadar suntem cu un pas în weekend și acum urmăriți matinalul Prima de dimineață până la 9:30 de minute. Vă mulțumesc că și ieri ați fost alături de noi și că o faceți de fiecare dată. Bineînțeles, ne mulțumesc și colegilor mei care îmi sunt alături în fiecare dimineață și pe care trebuie să-i salut. Bună dimineața, băieți! Ei sunt pregătiți pentru o nouă ediție matinală, fie de la butoane, fie din spatele camerelor de filmat și eu sunt pregătită să vă dau informațiile de care aveți nevoie pe parcursul întregii zile. Și, bineînțeles, în partea a doua matinalului vă dau întâlnire și cu invitatul zilei. Până atunci, așa cum spuneam, procedem la treabă, dăm startul unei noi ediții matinale chiar în acest moment. Dar ce ați spune dacă înainte de toate am face și puțină mișcare? Continuăm mers. În continuare ne folosim de gantele, depărtăm ușor picioarele, respirăm și aplecăm dreapta stânga și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 78, 79, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 78,
2. Mișcăm brațele, față, spate. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Brațe sus și 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Brațe jos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Mergem. Schimbăm exercițiu. Mingluță lateral, depărtăm picioarele și aplecăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, schimbăm și 1.
ușor cu genunchi și 1, 2, 3, 4, respirăm 5, 6, 7, 8, schimbăm, ne pregătim și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aceasta a fost gimnastica de dimineață. Continuăm matinalul cu informațiile zilei. Așadar, avem în doar câteva momente rubrica Revista Presei. Începem cu ziarul Gazeta Nouă în această dimineață. Vedem titlurile acestei ediții. Călușarul care aduce ploaia, povestea lui Vasile Pirciu din Sârbi Măgura. Secretarul Botănești, deputații Ciocan și Stănescu, iată, despre fonduri europene cu tinerii fermieri olteni. Informație din sport, Alexandra Andrei, prima handbalistă transferată de CSM Slatina. Cred în atingerea obiectivului, adică menținerea în ligă, spune aceasta. Bronhoscop de ultimă generație așteptat la Scornicești, secția, vedem imediat despre acest subiect. Așadar, din domeniul sănătate, secția de pneumologie folosește unul vechi de 15 ani. Directorii de școli din Olt și adjuncții lor la evaluarea anuală. Din agricultură, roșiile fermierilor olteni au trecut testul pesticidelor. Aici găsim informația din domeniul agricultură. Acestea sunt titlurile ediției din Gazeta Nouă. Mergem și la eveniment de Olt, călușul de la Slatina în cartea recordurilor. Peste 1050 de dansatori au jucat călușul în sincron pe esplanada Slatinei. Deși o ploaie torențială s-a bătut miercuri seara asupra Slatinei, 1052 de persoane au jucat simultan călușul pe esplanada din centrul urbei. Acest lucru reprezentând un nou record național. Membrii ai Asociației Cartea Recordurilor din România, care au fost prezenți la eveniment, au înregistrat recordul și au înmânat organizatorilor certificatele care atestă acest lucru. Călușul de Cartea Recordurilor a deschis concursul Călușul Românesc de la Slatina, printre cei prezenți la această activitate, numărându-se Emil Moț, primarul Slatinei, viceprimarii Gigi Vâlceleanu și Claudiu Stâncioiu, prefectul de Olt Silviu Neacșu și Virgil Delureanu, vicepreședintele Consiliului Județean Olt, dar și alți șefi de instituții. Traficanții de droguri arestați preventiv, un alt subiect în eveniment de Olt din această dimineață. Cei 7 membri ai rețelei de traficanți de droguri săltați de procurorii de ICOT au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Bucureșteanul a acuzat de tentativă de omor după gratii. Vedem despre acest subiect. Bărbatul de 49 de ani din București, acuzat de săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor, a fost arestat preventiv miercuri pentru 30 de zile. Iată informația. O găsim, o vedem în paginile ziarului eveniment de Olt din această dimineață. Mergem mai departe cu alte informații. Festivalul Cântecele Dunării de la Ianca la a 17-a ediție și târgu vânzare de produse handmade la grădinița numărul 2 din Slatina. Grădința cu program prelungit numărul 2 din municipiul Slatina a găzduit marți a 7-a ediție
a târgului de vară un proiect de activități pentru formarea de prinderilor antreprenoriale ale preșcolarilor. Dezbatere pe tema fondurilor europene pentru micii fermieri la Slatina. Să vedem și despre acest subiect din paginile ziarului Eveniment de Olt din această dimineață. Federația Agrostar și Asociația Tinerilor Fermieri din județul Olt, cu sprijinul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor, organizează astăzi la ora 10 în sala de ședințe a Consiliului Județean o dezbatere cu titlul Fondurile Europene pentru Micii și Tinerii Fermieri. De la Eveniment de Olt mergem și la Gazeta Oltului. Record incredibil în Olt, 100.000 de euro pentru o licență de farmacie. Locuitorii comunelor Osica de Sus și Sprâncenata își vor alege primarii. Comorile istorice ale județului Olt lăsate de izbeliște sunt câteva dintre titlurile acestei zile din Gazeta Oltului. Memorial Gigi Stanciu pe Metalurgistul, turneul fotbalistic pentru copii și juniori. La sfârșitul acestei săptămâni, pe 10 și 11 iunie, pe stadionul Metalurgistul va avea loc ediția a doua a competiției fotbalistice Under 11. Copiii născuți în anul 2006, Memorial Eugen Gigi Stanciu, inițiată de anul trecut de un grup inimos de foști fotbaliști, colegi de generație. Competiția are ca scop principal descoperirea de noi talente ale balonului rotund din România. În acest an, datorită succesului înregistrat la prima ediție, s-au înscris un număr de 8 echipe care au fost repartizate în două grupe. Jocurile vor avea loc începere de la ora 10:30 de minute până la ora 13 și de la 16:30 la 19:30 în ziua de sâmbătă. Duminică, câștigătoarele celor două serii vor fi împărțite în două grupe sugestiv intitulate Champions League și Europa League. Gazeta de Sud nu-i lăsa să facă legea în Craiova, rezist și duminică ies la vot. Craiovean reținut pentru 24 de ore după ce a comis două furturi. Elevii de clasa a 12-a susțin vineri evaluarea competențelor digitale. CFR Călători lansează astăzi programul estival Trenurile Soarelui. Iată, de astăzi puteți să plecați la mare cu trenul. Și Simona Halep în finală vor întâlni voi întâlni o adversară care va lupta până în ultima picătură. Concurs pentru postul de inspector la Serviciul Resurse Umane din cadrul Primăriei Craiova, informații pentru cei care sunt interesați, iată, despre acest subiect. Avem și ziarele Libertatea și Click, puține minute la dispoziție din cadrul acestei rubrici, așa că vă spun doar câteva dintre titlurile acestei zile și poate că vom detalia, dar găsim subiecte importante din lumea showbizului românesc. Cât a costat tratamentul Ilenei Ciuculete, Cornel Galeș a dat detalii și vedeți o fotografie cu aceasta. Răzvan Simion a ținut-o la ușă pe Lidia Buble la 3 dimineața. Ce s-a întâmplat? Aflați chiar dumneavoastră din ziarul Libertatea. Simona Gherghe a dat vestea. Ce spune despre ce a trăit în ultima lună? Și din ziarul Click, nepoții îl moștenesc. Talentul Ion Țiriac, la 9 ani, Alexandru este nebunit după tenis și fratele mai mic are inclinații spre sport. Cristi Băureanu în cătușe după ce a lovit un polițist. Iată, vedem aici imaginea. Ce spune un martor la scandalul lui Băureanu cu polițiștii? Și iată și despre Simona Halep, după calificarea în finala Roland Garros, vreau să câștig de această dată turneul, spune ea. Soba de 12.000 de euro îi împacă pe frații Dolănescu, aflați din paginile ziarului Click.
Acestea sunt subiectele zilei. Ne oprim aici cu revista presei locale, naționale și mondene, dar și cu prima parte a matinalului. Rămâneți alături de noi, căci revenim în doar câteva minute. Am revenit, dragii mei, suntem din nou în direct, în partea a doua matinalului, prima de dimineață. Sper că nu ați plecat din fața micilor ecrane și în speranța acestui fapt vă spun că aveți și alte două modalități de a fi în permanentă legătură cu noi. Este vorba de site-ul televiziunii noastre www.primatvslatina.ro. Aici găsiți emisiunea prima de dimineață înregistrată, dar ceva mai târziu emisiunea de astăzi, dar și celelalte emisiuni realizate de către colegii mei, cât și știrile Focus Latina. Nu uitați că dacă aveți ceva important să ne spuneți, ne puteți comunica pe pagina de Facebook a televiziunii noastre în mesaj privat. Acestea fiind zise, nu aș vrea să lungesc vorba, să-i răpesc din timp invitatului meu din această dimineață. Este vorba despre Gogu Neagoie, caricaturist. Cu siguranță îl știți cu toții. Bună dimineața, bine ai revenit! Bună dimineața! Mă bucur foarte mult că mi-ai acceptat invitația și ai venit în cadrul cadrul emisiunii. Da, în cadrul emisiunii, pentru că tu ești aici la Slatina cu prilejul Festivalului Național Călușul Românesc, ce se desfășoară în aceste zile. Este o muncă titanică la festival aici, sunt multe ansambluri și... Și misiunea ta care este la acest festival? Sunt invitat de onoare și în juriu, cum ar veni, și privesc acolo ce se desfășoară. Până acum, în aceste zile, de când a început concursul, ca și jurat, cum a fost? Ce ai văzut? Sunt ansambluri care ți-au atras atenția, care merită să câștige trofeul? Sunt multe ansambluri foarte... Mai ales că sunt din zona Suceavei, sunt din zona Alba, sunt din zona Oltenii de aici, mai ales din Slatina, care este coordonat de domnul Iliuță Brăileanu, și mai sunt călușari din zona, tot așa, din zona Oltenii, mai ales că în județul Olt nu e sat fără echipă de călușari. Ai mai fost în jurul la acest festival al nostru, al Călușului? Am mai fost. Am fost și anul trecut, am mai fost și acum. La ediția anterioară. Da. Și eu mai vin și la festivalul de caricatură, Oltenii și restul lumii. Aici bag cu expoziție de caricatură. Cu caricaturi în festival, să facem caricaturi în festival împreună cu Cătălin Mihalache. Mai vin caricaturi și din alte județe, iar. Și la acest concurs național al copiilor Călușul Românesc de la Slatina, ce se desfășoară în aceste zile, așa cum spuneam ceva mai devreme, ai făcut și caricaturi? Da, am făcut și caricaturi. Că am făcut caricaturi pe pașaportul de Oltean, că mai ales când... Am făcut caricaturi la domn din Suceava, la domn din Cluj, la domn din Alba. Adică ai stat în juriu și în timp ce... Nu, la o întâlnire din asta plecam, bun, da, și așa am făcut, știi, și surprindeam trăsăturile și îi aplicam moca pe pașaport. Dar ce spun oamenii atunci când primesc caricatura? Mulțumește. Vai ce seamănă, vai ce... Dar nu se mai supără că, nu știu, o caricatură înseamnă să scoți în evidență defectele. Nu, da. Unii se supără din cauza timpului, că nu toată lumea are caricaturi. Nu toată lumea, că e un program foarte scurt. Da, de la 2 până la ora 16 se vor face caricaturi. Cum e la Suceava, este un festival de caricaturi, un festival numai pe caricatură și... Acolo există atelierul de caricaturi afară, cum ar fi mese puse cu domnul Popas, cu echipa, așa, și se face caricaturi gratuit acolo. Și gata, deci până la ora 2
s-a încheiat programul și după aceea începe la ora 16 până la ora 18. Caricaturile pe care le faci și în concursul de aici, de la Slatina, din aceste zile, sunt gratuite? Da, sunt gratuite. Da. Altfel omul, știți cum este. Ce mi-ai făcut în ultima perioadă? Ce activități ai mai avut? Călătoresc prea mult, mai multe zone, mă întreabă, tu nu ai casă, nu am. Păi de asta că nici eu nu mai știam pe unde stai, te întrebam dacă la București. Ba București, ba pe la Craiova, ba, na, mă las seama. Și la ce evenimente ai mai fost? La evenimente de firme, merg mai mult și fac, sunt, adică firmă de asta, angajează un caricaturist să facă caricaturi pentru invitați la petrecere. Se pune o masă cu două scaune, fiecare se așează în fața mea, îi fac radiografie, am făcut caricatura și gata. Da, așa cam câte minute în medie te uiți la personajul ce va fi caricaturizat? A, depinde și de personajul. Poate să dureze 5 minute, poate să dureze 3 minute, poate să dureze... Ce faci? Stai, îl analizezi? Ce... Nu, mă uit pe planșa care fac eu caricatura, îi fac și după aceea omul întreabă, zice, ăsta ce desenează aici? Și când vede finalul, mulțumesc! 5 minute durează să-i faci caricatura. Da, 5 minute. Dar înainte, așa ca să-l analizezi și să-i scoți în evidență... Păi nu, în timp ce analizezi omul, și desenezi. Că nu stau gata, ci cum arată și asta. Nu știu, mă gândeam că trebuie să... Îi scoți în evidență, așa cum spuneam ceva mai devreme. Dacă stai să-l privești fiecare om și asta, înseamnă poate să fii un nebun. Că mai există și oamenii ăștia. Ce proiecte mai ai mai avut expoziții? Nu, n-am mai avut expoziții de caricatură, fiindcă timpul nu permite. Mai sunt și invitat la evenimente gen de nuntă, botez. Uh-huh. Și pleacă omul cu ea acasă, dar eu sunt plătit de firma care mă cheamă, cum ar veni, să fac caricaturi pentru nuntași. Da, dar te gândești la vreo expoziție în perioada următoare, expoziție personală? Nu, eu am avut expoziția de caricatură anul trecut, Gogu Neagu-i văzut de cei 40 de caricaturiști și anul ăsta le-a venit, or să le vină rândul caricaturiștii văzuți de Gogu Neagu-i. Vreau să fac în cadrul festivalului Oltenii și restul lumii. Dar, adică în toamnă? Da, în toamnă. Anul ăsta este un caricaturist, este surdomut, nu știu dacă ați văzut la festival, care a fost în echipa lui domnul Popas, a plecat de acolo, omul este profesor pentru surdomuți la București, așa, și el vrea să facă o expoziție de caricatură cu videoconferință, care cineva să-i traducă. Da. El a rămas surdomut de la vârsta de 5 ani și este din Sălaj. Da, ai luat, să spunem așa, ucenici lângă tine pe care să-i înveți din tainele caricaturii? Nu, nu. Nu te-ai gândit la acest lucru, să-i înveți și pe alții? Da, am văzut la colegul Cătălin Mihalache că a organizat expoziție la Biblioteca Județeană. Am văzut pe pagina lui cu copii. Erau atât de fericiți când vedea că lucrează alături de el. El este și un om sufletist, Cătălin. Este un om foarte sensibil. Da. Știți cum este? Nu știe să dea arta mai departe, cum ar veni. Probabil. Da, te-ai gândit serios la treaba asta, să iei îndeaproape copii pe care să-i înveți? Nu m-am gândit la chestia asta, să știți. Nu m-am gândit. Am fost tot așa invitat la un eveniment de 1 iunie și am făcut, erau părinți cu copii acolo și era o fetiță. Mami, Nina, ce face? Desenează. Dar face și color? Da, desenează.
face și color. La finalul desenului am dat desenul. Dar nenea seamănă cu tati. Da, zice unul, știi, na, un ecou de acolo, zice, păi dacă a sărit gardul, să privea unul la altul când a zis celălalt. Da, da, era jandarmerie acolo, da, liniștiță, unul... De asta e. Sunt mai multe chestii de astea, hazli. Până acum câte caricaturi ai? Până acum? Făcute? Da. Păi nu știu, păi... Nu le-ai numărat niciodată? Nu le-am numărat. Eram invitat la o emisiune de televiziune, tot așa, prin 2000, și m-a întrebat, mai știți numărul de caricaturi? Mai am puțin și termin populația României. Cam așa se întreabă și pictorii, câte tablouri ai făcut. Nu. Pictura e altceva, caricatura e altceva. Da, au fost și personaje, personalități care s-au supărat atunci când le-ai făcut caricatura? Da, s-au supărat, zice, mă, nu prea sunt, seamănă cu da, mine, nu? Da, nu seamănă, încearcă să faci altul, mai pastelat așa, mai să fiu eu. Se da, mai întâmplă. Faci după tablouri? Da, fac și tablouri. Mai ales alea nud. Ce-ți place cel mai mult sau ce te inspiră atunci când, nu știu, când faci caricatura? Ce mă inspiră? Nu să vă spun eu, caricatura, mie îmi place cel mai mult să fac pictură, adică e o liniște pentru mine în atelierul meu. Și acum mai vine soacra, știi, și... Stai cu soacra? Aoleu, e belea. E belea, dar și ține la mine. Îmi face ceaiul în fiecare dimineață. Da. Vezi că ți-am făcut ceaiul. Bine. Hai că eu am plecat. Bine. Da, ai făcut caricatura și soacrei? I-am făcut. Nu ți-a fost frică? Că mi-a fost frică, nu mi-a fost frică. Asta e. Te-a rugat să faci, să-i faci caricatura? Nu, sau? Nu, nu. Pur și simplu. Soția. Soția. Păi și mami, păi, îi fac, ce să-i fac acum? Și atelierul unde l-ai? Am la Ișanița, acolo unde locuiesc, lângă Craiova, și am și la Osica. Da. Da, acum, unde aveam atelierul, mama a început să bage, cum să vă spun eu, păsări ca să clocească cum ar veni. Adică folosește da, de da. Post de, nu știu, cum e ca poteți la țară. Pentru, da, da, pentru găini. Da, da, cu coș din ăla, cu blăzi din ăla acolo. Da, că e mai aia de post. Și în atelier acolo ce sunt? Unde la? La Osica. Ce-a mai rămas? Caput. N-a mai rămas nimic. Da, a rămas. Acum nici nu am mai intrat acolo, să văd dacă a aruncat sau nu le-a aruncat. Da. Caricaturile pe care le-ai expus, le mai ai? Da. Sau le-ai vândut? Nu se vinde caricatura. Vedeți, aici, zice că gata, dacă am avut expoziție de caricatură, e cu vânzare sau nu e cu vânzare. Mai sunt personalități care, adică personalități, mai sunt des, am caută pe internet, da, vreau și o caricatură. Și tot așa, mi s-a întâmplat la Craiova, era un tip și dă comandă de 3 lucrări. I-a zis, bine, bine, i-a spus, o lucrare cu ramă, eu dau numai cu 500 de lei. Ok, adică nu e nicio... milioane? Da, nu e nicio problemă. Gata, mă întâlnesc cu dânsul la centru Craiova, la o cafeluță, așa. A scos-o, adică nu a scos asta o bagnută de 50 de lei. I-am crezut că vrea să-mi plătească el mie cafeluța. Și a zis, bine, bine, eu trebuie să mă grăbesc, că... Așa, m-am și... Trebuie să mă întâlnesc cu cineva. I-a zis, ok, bine, păi și... Zice, păi, 50 de lei face toată afacerea. Păi stai puțin. Era vorba de 500 de lei una. Și zice, a, nu, eu n-am banii ăștia. Până la final, dacă n-am dat asta, i-am zis, ia-le mă, să fie pagumă la mine, nu la dumneavoastră. A, deci ai mai lăsat, mai lași și de la tine. Nu, da, da, lasă, ia,
Nici pe aia n-am mai luat. Lasă, eu nervos acolo, am plecat. Mă mai întreabă soția, ce ai mă de ești nervos? Ei, mai lasă-mă și tu în pace. Da, da, soției i-ai făcut caricatura asta? Da, i-am făcut. De la prima întâlnire? Da, de la prima întâlnire eram la un eveniment organizat de radio. Așa, nu dau un nume, că după aceea trebuie la caserie. Da, 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 da. Ei. Văd că știi regulile televiziunii. Așa. Da. Și tot așa i-am făcut caricatura și ei. I-am făcut. Adică așa ai cucerit-o cu caricatura? Nu, eu am o soră care este la Camera Deputaților la București și prin like-urile ei și era într-o campanie din asta la târgul de la Melinești și lumea întreabă, dar unde v-ați cunoscut? La târg. Păi ce făceați? Vindea purcei. Da. Da, la târg, dintr-un simplu like. Și ăla am văzut. Nu era, ea era împreună cu sora mea. Și am dat like. În fotografie. Da, în fotografie, na. Așa. Așa, i-am dat like, i-am dat și cerere, i-am spus, uite, așa, ieșim, așa. Deci tu cu soția ta te-ai cunoscut pe Facebook. Da, pe Facebook. Și da, de acolo a început o relație serioasă. Da, de acolo a început. Dar nici nu mă așteptam la treaba asta. Deci iată că și relațiile de pe rețelele de socializare rezistă. Da, rezistă totuși. Da, da, este o nebunie. Toată lumea cu telefoanele, cu Facebook. Acum e la modă Instagram. Păi. Știți cum e? Dă cartea mai departe. Să vadă ce a mai pus, ce n-a mai pus. Acum Facebook deja... Mai intrăm și acolo și pe Facebook și asta. Da, te promovezi și pe rețelele astea de socializare? Da, mă promovez. Este importantă promovarea ca și artist? Este, că e o muncă și acolo. Este o muncă. Să stai, să butonezi, să dai până să roșește butonul. Și se încinge telefonul. Da. Am avut un telefon din ăla Samsung și ăla. Am, știi, și s-a încins. Ca, bă, nu mai. Am luat telefonul ăsta înapoi și nu, a rămas cu telefonul. Da. Cât mai rămâi în Slatina? Până mâine dimineață. Deci până mâine dimineață tu rămâi cu această misiune a ta de a face caricaturi, da, la festival. Da, da, da. Ai făcut, cred că, foarte multe, da, caricaturi. Foarte. De unde? 20. Doar 20? Da, 20. Păi, 20. Păi, dintre câți concurenți au venit? Bă, nu fac la concurenți, că dacă stau să fac la concurenți, ar fi o armată de... Și dacă vine cineva dintre cei care concurează, un călușar, un dansator... Da, îi fac, nu e nicio problemă, îi fac. Eu am făcut-o prima dată când sunt invitat la o firmă, să zic așa, știi? Încep să întind instrumentele, zic mai bine, ca să fie de înțeles, așa... Gata, hârtii, ăsta, planșele, tot. Și vine mă spus, șeful, ce se împarte aici? Dar zic, caricaturi și este gratis? Nu, muca. Zic, păi vreau și eu, pa. Și am făcut la ospătar. Am pățit-o cu o firmă din asta, de nu-i dau nume. Și a zis, doamne, vrem surpriză. Aveau în jur de 200 de invitați. I-a zis, doamne, oricum banii vi-am luat. Mi-ați livrat în cont. Așa. Și a zis, nu, domne, surpriză. Bine, la un an de zile, un an, nu știu, așa mă sună mama. Bă, drace, tu cu cine te judeci? Dar zic, cu cine să mă judeci? Eu știu cu cine. Scanează-o și trimite-o să văd. Și după aceea, aoleu, și după aceea acolo la instanță mi-a zis, trebuie să dovediți cel puțin cu 6 lucrări sau 10 lucrări. Dar de unde? Că au fost peste număr de dovadă. Și am dovedit-o. Să dovedești ce? Că vezi, doamne, că n-am făcut caricaturi. Și eu zic, uite că am dovedit-o, noroc cu ospătarii. Adică firma respectivă te-a dat în judecată? Da. Că nu le-am făcut caricaturi. Că și pe contract spune să fie zonă luminoasă, să fie masă cu 3 scaune. Că... Adică astea sunt cerințele tale? Da, cerințele mele. Că nu mă duc acolo, da, m-am dus cu geanta, am scos planșele și să...
muncesc ca un tâmpit să acum. Să le faci așa pe genunchi. Păi, nu, pe genunchi n-am făcut niciodată. Da, n-am făcut. Nu, nu e permis să fac pe genunchi. Da, dar în perioada următoare mai ai și alte proiecte, contracte? Ce ți-ai propus? Cum arată viitorul apropiat? Viitorul apropiat? Să fiu sănătos. La cât decât mai asta îți dorești. Da, să fiu sănătos. Dacă mă înțeleg cu soția, ne mai certăm să avem de unde să ne împăcăm. Da, e bine, e bine și așa. Acum, nu se ajunge la, cum să vă spun, la violențe cu machiaj. Da. Care este personalitatea căreia ai făcut caricatura și pe care ai îndrăgit-o cel mai mult? Nu știu, de oriunde, din orice domeniu. Nu știu. Nu te-ai gândit? Nu m-am gândit. Păi dacă am făcut caricatura și am dat-o, na. Păi nu știu, poate a mai venit și altă dată că i-a plăcut. Da, a mai venit, se întâmplă. Uite, cum mai sunt invitat pe la festivalul de ăsta de umor și zice, nu mai e primarul ăla, nu mai l-a dat afară, s-a schimbat, n-a mai luat, a fost, nu știu, de asta. Da, am înțeles. Bine, pe atunci nu te mai rețin că am înțeles că trebuie să fii din nou pe esplanadă, ca și jurat. Da. Îți mulțumesc mult pentru prezență mulțumesc și te mai aștept. Da, mulțumesc. Dragi telespectatori, noi punem punct ediției matinale de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenția care ne-ați urmărit până la această oră. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, începând de luni, la o nouă ediție. Până atunci, toate cele bune, o zi frumoasă, cu mult soare în suflet și un weekend perfect. Le mulțumesc și colegilor mei că mi-au fost alături și în această dimineață. La revedere!